Dar dumneavoastră credeți, domnule Mărgineanu, că ea va avea suficient curaj, dacă nu chiar curaj nebun, repet încă o dată, de a duce acele dosare care le-a intentat, sau procese penale deocamdată, unde ar fi cicăvizat domnul Andrei Spânu și alții în cazul aeroportului, spațiilor comerciale de acolo și în cazul drumului ăla de la Bumbăta, sau doamna Dragalin totuși, în urma unor ieșiri, cum a, de exemplu este doamna Roșca, șefa Comisiei Juridice din Parlament, unde a numit hoț și bandist cei care se opun, ar putea doamna deci Dragălin să cedeze la un moment dat, să înțeleagă că da, nu va să calmeze. Eu mi-închipui că doamna Dragălin sau domnișoara Dragălin și-ar dori foarte mult să facă. Dar nu se poate. Multe lucruri în domeniu îs cu acceptare politicului. Cu atât mai mult că competențele Procuraturii Anticorupției au fost modificate de către actualul Parlament. Și s-au făcut chipurile supravegherea Procuraturii a corupției înalte. Deci a eșaloanilor de vârf a politicii moldovenești. Deci corespunzător trebuie eșaloanele celor nu zadar i s-au sugerat poate o aripă din Parlament ocupați ca clădirea Procuraturii Anticorupției. O, da, apropo, am să fiu alături de ei. Pe cine ar putea iei de acolo să iei? Sunt persoane care sunt intangibile.